Marile portări avertizează Rusia să nu pornească un nou război în Ucraina. Ministrii de externe ai statelor membre G7 au anunțat că Rusia se va confrunta cu consecințele grele și costuri severe în cazul unei agresiuni împotriva Chievului. De partea cealaltă, Vladimir Putin susține că se teme de o eventuală aderare a Ucrainei la NATO. Gruparea G7 avertizează Rusia. Dacă președintele Vladimir Putin va ataca Ucraina, vor urma consecințe grele și costuri severe. Serviciile de informații americane sunt de părere că Rusia ar putea planifica o ofensivă pe mai multe fronturi asupra Ucrainei, însă operațiunea ar putea avea loc anul viitor și ar putea implica 175 de militari. Kremlinul neagă că intenționează să invadeze Ucraina. Mai mult decât atât, Moscova susține că Rusia se simte amenințată de extinderea NATO și că ar încălca asigurările care le-au fost date în 1991. Întâlnirea cu delegații G7 a avut loc la Liverpool. În cadrul întâlnirii, aceștia au căzut de comun acord să condamne prezența armatei ruse și au cerut Moscovei să nu escaladeze situația. De partea cealaltă, rușii se plâng că folosirea frecventă a expresiei agresiune rusă de către Marea Britanie este o înșelătorie menită să creeze un motiv pentru reuniunea G7. Mai mult decât atât, ambasada Rusiei în Marea Britanie, precizează că a făcut numeroase cereri pentru oferte pentru a reduce tensiunea, însă fără niciun rezultat. În 2017, Rusia a anexat peninsula Crimea din Marea Neagră de la Ucraina. Săptămâna trecută, Joe Biden i-a cerut lui Vladimir Putin să-și retragă trupele de la granița cu Ucraina. Cei doi șefi de stat nu au ajuns la nicio concluzie în privința conflictului dintre Moscova și Kiev.